Doar 1.168 dintre elevii timișeni care au participat la simularea bacalaureatului au obținut medii de trecere. Conform situației alcătuite de Inspectoratul Școlar Județean, procentul de promovare în Timiș la simularea bacalaureatului este de 37,17%. Concret, din cei 3142 de candidați din Timiș care s-au prezentat, doar 1168 au obținut medii mai mari de 6. Trei dintre candidați au luat nota 10 la proba scrisă la limba română, unul la limba maternă, 15 la proba obligatorie a profilului matematică sau istorie și 20 la proba la alegerea profilului și specializării. Anul trecut, la simularea bacalaureatului, procentul de promovare a fost de 32,85%. Notele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care sunt elevi care doresc consemnarea notelor, aceștia vor de pune o cerere scrisă în acest sens. Examenul propriu zis are loc în vară. Probele bacalaureatului începând în luna iunie, prima probă scrisă cea la limba și literatura română, desfășurându-se pe 25 iunie. Proba la limba și literatura maternă are loc pe 26, proba obligatorie a profilului pe 27, iar proba la alegerea profilului și specializării pe 28 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie.